Ceai negru răcoritor. Foarte mulți îl asociază cu ceaiul făcut acasă, ceea ce este total ironat. Ingredientele acestui produs sunt apă tratată, sirop de glucoză, zahăr, acid citric, extras de ceai negru, e tocmai pe a patra poziție, emulgatori. Următoarea băutură este una foarte intens carbogazată. Pe lista de ingrediente avem apă tratată, dioxid de carbon, coloranți de tot soiul, acid fosforic, acid citric, de sodiu și cofeină. Din nou specificăm că valoarea nutritivă a acestor băuturi este 0. Dacă ne referim la această sticluță de 500 de mililitri, valoarea energetică ar fi de 220 de kilocalorii. O astfel de sticlă de băutură carbogazoasă ar însemna o oră de mers pe jos, la pas alert. Următoarea băutură este specifică unui suc natural, ceea ce este indicat și pe eticheta acestui produs. Tot ce este în față, de fapt, este marketing, tot ce este scris pe etichetă se consumă și trebuie de avut grijă ce cumpărăm. De exemplu, pe acest produs regăsim băutură recoritoare cu 7%, respectiv 4%, concentrat de suc natural și pulpă din fructul regăsit în această sticluță, ceea ce este foarte puțin. O băutură naturală ar trebui să constituie mai mult de 70% din fructul realizat. Restul sunt siropuri. Dovedind științific, siropurile sunt de 600 de ori mai dulci decât zahărul sau fructoza dintr-un fruct consumat proaspăt. Avem acid, corector de aciditate, citrați de sodiu, stabilizatori, iauri. Și ultima băutură în topul adolescenților și adulților, dar și sportivilor, sunt energizantele. Energizantele au o valoare energetică foarte, foarte ridicată și energia o sporesc imediat. Dacă citim mai atent ingredientele acestei băuturi, vom vedea că se regăsește apa carbogazificată, zaharoza, glucoza, taurina, complexul de vitamine B6 și B12. Băutura energizantă are conținutul ridicat de cafeină. Băuturile carbogazoase sporesc gradul de obezitate în rândul copiilor, iar ultimele statistici realizate la Universitatea Harvard au demonstrat că riscul de obezitate în rândul copiilor poate fi de 60% dacă aceștia consumă câte o băutură energizantă carbogazoasă pe zi sau îndulcită cu zahăr. Și în ghidul privind aportul de zaharuri realizat în 2015 de Organizația Mondială a Sănătății, se recomandă ca adolescenții, adulții și copiii să reducă consumul de zaharuri libere sub 10% din totalul de consum energetic. Acidul din băuturile carbogazoase distrug și smalțul dinților. Este demonstrat că acidul din băuturile carbogazoase are un pH de 2,5, iar în mod optim, un pH potrivit pentru organismul nostru ar fi de 6,5 sau 7. Cariile în rândul adolescenților apar foarte ușor, dinții îngălbeniți, și acest lucru este menționat chiar și în ghidul realizat în 2015 de Organizația Mondială a Sănătății. Recomandăm apa potabilă, atât îmbuteliată cât și de la robinet. Cu toții cunoaștem că apa este benefică pentru hidratare, dar în spatele acestui cuvânt magic se află multe, multe beneficii ale apei. Și apa ne poate ajuta dacă o facem să devină mai vie. Se face foarte simplu. Este important să avem un vas de sticlă, neapărat. Adăugăm apa îmbuteliată. Dacă avem la îndemână orice fruct, orice tulpină de țelină sau frunze de busuioc, aici în funcție de preferință, orice felie de castravete, se adaugă în apa îmbuteliată. Aici avem ghimbir, la fel putem face în combinație și o lăsăm pentru câteva minute. Celor care le plac băuturile îndulcite, le recomandăm apa îmbuteliată, în care pot adăuga o felie de fruct proaspăt, legumă sau tulpină, țelină, frunză, orice doresc ei viu, în funcție de preferință. Astfel îi dau apei gust, aromă,
și îndulcitor. Atunci când mergeți să cumpărați o băutură carbogazoasă, încercați să vă faceți timp pentru a citi ingredientele și a fi mai selectivi în ceea ce consumați.